Salutare, oameni buni! Salut, Dane! Bine ați venit pe Fane și Câinii! Ia zi, Dane! Am avut, uite, mai multe întrebări de la fanii noștri, să zic așa, prietenii noștri, pot să zic, care mă întreba ce se mai întâmplă cu fiara aia Lomițean. Ce s-a mai întâmplat, de fapt, cu supranumită cea mai agresivă cățea? Adică Maia. Maia. Să zic așa, n-am mai filmat-o foarte, într-adevăr, sunt luni bune de când n-am mai filmat-o. Da, e adevărat. Păi s-a întâmplat așa, a avut și a 3 pui, după cum știți. După ce a fătat și a înțărcat pui, clar că așa se întâmplă de obicei, a năpârlit, a slăbit, a fost într-o perioadă mai așa, a fost vară, știți cum e cu inii ciobănești. Am vrut să vă prezentăm într-o formă așa mai... Dar de 2 săptămâni, să zic așa, s-a și îmbrăcat ceva în păr, arată într-o formă bună, deci n-a murit, e sănătoasă. Tun. Sunt mândru de ea, atitudine la maxim. Poate primăvară o vom vedea și în expoziție. La primăvară. Da, la primăvară. Mai acum deja nu trebuie să mai faci. Nu se mai face. Așa? A scos 3 pui buni, țin legătura cu oamenii unde i-am dat. 3 pui super pui. Deja cel vânăt am auzit că s-a luat de treabă la 4 luni jumate, deja face ravagi. Face pază. Da, pază, da. Deci contează sângele. A fost și mascul unde am montat tot un mascul foarte agresiv. Și ea la fel o femelă agresivă, cum se știe, cu un zvâc în ea ce rar vezi. Da. Și acum o să o arătăm pe Maia, nu? O arătăm pe Maia și vedem ce mai face. Mai știe și ea să fie agresivă, mai mă păzește și pe mine sau o țin degeaba. Hai să vedem, să asigur bine porcile, că da, data trecută rupea poarta aia mare, am țint-o cu piciorul, că altfel ieșea la mine. Da, și mai haideți să vedem despre ce este vorba, Dan. Ce mai face, ce formă mai e, tot așa agresivă e. Da. Oameni buni, înainte să o prezentăm pe Maia, vă prezentăm noua achiziție a canalului Fane și Câinii, un manșon profesional pentru antrenament câini. Antrenament. O să-l mai folosim din când în când. Da, noi nu, dacă nu suntem profesioniști, nu o să-l prea folosim de multe ori, dar de câteva ori așa se poate folosi. Ne luăm și noi măsuri de siguranță foarte mari. Și da, încercăm. Ce să mai? Poate găsi și pe cineva care să mai pricepe să la câinii mai mari cel puțin. Da. Din iută făcut. Super bun. Părerea mea că mă simt protejat, adică fane când îl țin și treaba bună e când te prinde, face priză, poți să și îl eliberezi ușor. După cum da, are o bară interioară de susținere. Nu care... recomandăm așa ceva, să vă cumpărați aia, doamne ferește. Nu vă cumpărați așa ceva care e nu aveți frumos, experiență cu câinii, experiență, nu recomandăm. Am vorbit cu cineva care este specializat în așa ceva, am primit niște indicații și eu, și pe cine mai face la alți câini mai mari, tot așa, bineînțeles, care să pricepe, nu ne jucăm cu așa ceva, că nu-i de joacă. Nu-i de joacă, da, corect. Sunt agresivi, într-adevăr, românescul nu prea pune gura el așa, dar... Oricum, nu poți să știi peste ce dai. Exact. Asta zic. Bun, arată bine și mă simt bine, așa pare. Da. Da. Bine, oameni buni, haideți să vedem pe Maia în continuare. Da. Eliberăm fiara, abia așteaptă să-l întâlnească pe prietenul ei, Fane. Hai, băiți, hai să vedem față, haide. Și acțiune! Hai că-i dă drumul acum lui Maia. Ia rup și gardul, oameni buni!
Aolo! Gata! Băi, Dane, arunc gara, băi, oameni buni, e prima dată când am folosit manșonul, prima dată când am folosit eu personal manșonul și Maia, prima tangență cu manșonul al lui Maia. Și după cum ați văzut, plăcut, impresionat, din prima a pus gura. Fără niciun fel de reținere, s-a înfipt direct în el. Nu mă așteptam, sincer, eu mă așteptam să se sperie un pic de manșon. Se pare că e o cățea foarte, foarte agresivă. Deci intră direct și mușcă, n-are... Pac, 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 pac. Bă, acum sper să mai reziste manșonul ăsta, că ne mai trebuie și altă dată. O să fac, Fane, un experiment și cu cineva, când acum cu Fane a fost mai peste gardă, așa, ca să nu... Noi nu suntem profesioniști. Da, da, da. Are bine cineva, dar eu zic cam aceeași reacție o să aibă. Că tot față în față cu Fane asta. Băi, da, ți-am zis, m-a surprins în mod plăcut, ca să zic așa. N-a vrut. Că a pus gura. Tu aveai... Da, nu. Aveai dubii oarecum că va pune gura, mai ales că nu știa ce e chestia aia, dar uite că s-a înfipt direct, m-a surprins și pe mine. Da, o cățea cu un potențial destul de agresiv, mai are aia perioade când e în gestație, de exemplu, nu se mai domolește puțin, dar când e în perioada aia, cum e acum în formă maximă, nu îi stă nimic în cal. Pur și simplu, da. Nu îi stă nimic în cal. Vezi că ți-a rupt și o... O, trebuie să schimb o bucată din gard de acolo, a sărit pe ea și s-a rupt. Trebuie să schimb și poarta, că de când a luat-o pe Maia, mi-a cam deschionat poarta. Bă, dar... Aron, după cum s-o observă, e static. Încă nu e stimula păi să se arunce. E pui, e pui. Da, e pui, încă poate învață și el să se arunce. Băi, oameni buni, dar gândiți-vă că cum i-a dat drumul din cușcă, ai văzut, marea majoritatea câinilor încep să miroasă, să se bucure că le-a dat drumul. Băi, Maia direct în mine a venit, o să mă rup în două. E pitbull. Păi Fane îi zicea lui mama ei, așa, Fane, Georgica îi zicea lui mama ei, pitbull. Deci, și mama ei a fost la fel. Da, cum îi dai, văz, cum îi dau drumul, știe ce face? Șum, racheta direct, pac. Băi, oameni buni, sper că a fost măcar un pic elocvent sau relevant testul ăsta al nostru la manșon cu Maia. Peste gard, ce-i drept, o să facem și față în față, dar deocamdată eu n-am experiență să mă bag la față în față, nu știu, să poate o persoană care are experiență să se bage la așa ceva. Da, oricum, da. Nu are frică. Ce totuși, e ceva. Frică, așa ceva. E ceva. Și vă spun... Ce-mi pare bine, da. Manșon, este văzut ca și mâna omului. Uite, eu, de exemplu, cu Aron mă joc cu cârpe, cu orice fige, gura face. Când i-am arătat manșonul să-l așa, nici nu se uită la el. Nu se uită că îl interpretează ca pe mâna ca ta pe mâna și ta. Nu vrea să te atace fiind stăpânul lui, na. Deci e bine că este interpretat ca și o mână, să zic așa, de om. Și asta, într-adevăr, face testul cât mai corect, pentru că câinele când înfige gura, chiar crede că înfige în mâna omului. Da, da. Bă, nota 10 pentru Maia. Da. Sincer, deci își confirmă numele de fiară. Fiara aia lomițeană, frate. Da. Și așa mai ceva. Testăm și azi câini. Ce să mai, e începutul acestui... Manșon, să vedem cât rezistă. Nu știu cât o rezista. La câteva încercări s-ar putea să iasă să prezintă bine, pe real din el. Pot să zic. A mai rupt puțin Maia din el aici. E iută, oameni buni. E iută, da, da. Bă, nu știu, acum, dacă mai rezistă la vreo 10-15 încercări, a, e, ce să fac, ce să face? Dar se poate, bănuiesc că se mai poate îmbunătăți. La un moment dat, când se rupe, îi mai pui tu niște... protecție umăr. Iută.
Da, da. Oare așa ți-ai făcut inițierea în testele de manșu? Cât de cât, așa? Bă, inițierea, nu știu dacă o să mai fac, da. Adică vă dați seama că nu mă pricep, dar am zis să încerc și eu cu Maia, la Dan, că peste gard așa mai safe, da, un pic, da. Mai siguranță. Băi, da, până la urmă arunca ăla și gata, asta era. Exact, exact. Da, ce să faci? Noi vă salutăm, sper eu că v-a plăcut experimentul și ce mai face fiara aia lumițeană. E bine, cum s-a văzut și e în formă. Și încă o dată, nu luați manșon, dacă nu aveți experiență, nu e pentru, e pentru profesioniști, nu e pentru amatori. Nu recomandăm să luați, se pot întâmpla accidente. Da. Lăsați profesioniștii să-și facă treaba cu, cu manșonul. Iar sunt dacă... în expozițiile UCHR, sunt introduse testele de manșon pentru cine, da, crede că consideră că are un câine agresiv și așa. Sunt așteptați la orice expoziție UCHR. Exact. Noi o să vă anunțăm înainte când se va face. Și acolo la UCHR sunt arbitrii profesioniști, obișnuiți să folosească așa ceva. Într-un cadru frumos. Organizat, da, 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 normal. Vă așteptăm acolo, ce să mai. Da. Și rămâneți și cu fane și câinii, că nu pierdeți nimic. Sănătate tuturor și numai bine.